Bună ziua! Astăzi vom rezolva această problemă care cere să se găsească rezultanta a două forțe de 10 N aplicate în același punct când unghiul dintre forțe este de 30 de grade și când unghiul dintre ele este de 130 de grade. În episodul anterior am rezolvat această problemă pe cale grafică. Și am obținut valoarea rezultantei pentru cele două cazuri. Metoda grafică se poate folosi când aveți la dispoziție o riglă și un raportor. În cazul în care aceste obiecte nu sunt disponibile, puteți folosi alte metode. Și astăzi vom aplica formula pe care am învățat-o la adunarea a doi vectori. Iar aceasta este următoarea formula generală. Avem, dacă adunăm vectorii A și B, atunci vom avea un vector C egal cu suma celor doi vectori, A plus B. Modulul acestui vector se poate calcula cu teorema lui Pitagora generalizată, în care aveam a pătrat plus b pătrat plus 2ab ori cosinus de alfa, alfa fiind unghiul dintre cei doi vectori, totul sub radical. Astăzi vom aplica pentru cele două situații această formulă. Și vom avea la punctul A, avem forța F1 și F2. Aici am folosit regula paralelogramului și am reprezentat rezultanta celor două forțe, care este aceasta, F1 plus F2, în cazul în care unghiul dintre ele este de 30 de grade. Vom nota rezultanta cu R mare. Și este egală cu F1 plus F2. Modulul rezultantei va fi radical din F1 pătrat plus F2 pătrat plus 2F1 F2 ori cosinus de 30 de grade în acest caz. Cunoaștem modulul celor două forțe. F1 și F2 sunt egale și au modulul egal cu 10 N. Vom înlocui F1 cu 10, 10 la a doua, plus încă o dată 10 la a doua, plus 2 ori F1 ori F2, avem 10 la a doua, ori cosinus de 30 de grade, care este radical din 3 supra 2. Vom simplifica aici și putem scoate 10 la a doua factor comun și putem scoate de sub radical și obținem 10 ori radical din, aici vom avea 1 plus 1, 2, plus radical din 3. Vom folosi un calculator pentru a face acest calcul, pentru că avem radical din 3. 1,73 plus 2, 3,73, radical din 3,73, 1,93. Și vom nota rezultatul 10 ori 1,93 sau 19,3 Newton. Și aceasta este valoarea rezultantei în cazul în care
Unghiul dintre cele două forțe este de 30 de grade. La fel, puteți proceda și pentru punctul B. Rezultanta am reprezentat-o aici. Și avem din nou F1 plus F2. În cazul în care unghiul dintre aceste două forțe, F1 și F2, este de 130 de grade. Modulul rezultantei va fi din nou radical din F1 plus F2 la pătrat, F1 la pătrat plus F2 la pătrat plus 2 F1 ori F2 ori cosinus de 130 de grade. Avem modulul celor două forțe, rămâne același. 10 la a doua plus 10 la a doua plus 2 ori 10 la a doua ori cosinus de 130. Pentru a afla cosinus de 130 de grade, voi folosi acest program care este online și este gratuit și vom scrie cosinus de 130 de grade și vom obține valoarea. Da? Cosinus de 130 este minus sinus de 2pi supra 9 sau valoarea obținută este minus 0,64. Vom avea aici minus 0,64. Minus 0,64. La fel cum am procedat la cerința anterioară, scoatem 10 la a doua factor comun și îl scoatem de sub radical, iar sub radical vom rămâne cu 2 plus 2 ori minus 10,64, vom avea minus, iar în 2 ori 0,64 2 ori 0,64 este 1,28. 1,28 minus 2 avem 0,72, care va fi, bineînțeles, cu plus, iar radical din 0,72 este 0,848. Și vom nota valorile și aici. Deci am obținut sub radical avem 2 minus 2 minus 1,28 care reprezintă 0,72, iar radicalul este 0,848. Deci vom avea 10 ori 0,848 sau dacă înmulțim cu 10 obținem 0,48 newton. Vom scrie aceste valori aici. Modul din R este egal cu 19,3 newton. Modul din R în cazul în care unghiul este de 130 de grade, este 8,48 newton.
Dacă comparăm aceste rezultate cu cele obținute prin metoda grafică, da, veți vedea că sunt aproximativ egale. Aceasta depinde de dumneavoastră cât de precis puteți măsura cu ajutorul riglei și raportorului unghiurile dintre cele două forțe. Într-un episod următor vom încerca să rezolvăm aceeași problemă, dar folosind metoda descompunerii forțelor pe cele două axe ale sistemului de coordonate cartezian. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!